Salut prieten, bine v-am regăsit pe canalul meu la o nouă recenzie. O recenzie astăzi pentru Osmantus, un parfum care se numește Absolut d'Osmant, creat de către Paris Monte Carlo, o casă de parfumerie de nișă. Însă eu discut astăzi despre varianta extract de parfum, pentru că există și flancul original, apă de parfum. Prezentările sticlor sunt diferite, am să le pun într-o mică fereastră în acest clip. Deci aici este eșantionul, bucletul, un parfum foarte atrăgător, în special pentru cei care apreciază nota de osmantus, complimentată însă de o notă de prună. În momentul când am pulverizat prima oară, am avut un vibe de tip Dolce Di Giorno de la Casa Bois 1920, pentru că și în acel parfum se regăsea o notă de prună. Foarte dulce, foarte, pot să-i spun, zemos, atrăgător din punct de vedere gustativ, astfel că cei care sunteți pasionați de combinațiile fructate, florale, mai ales că nota de osmantus amplifică o tendință ușor fructată, ușor astringentă, pentru că de principiu se duce într-o direcție de tip piersică ca senzație olfactivă, astfel încât prună complimentat de osmantus, un parfum fructat de tip semi-gurmand. Bineînțeles că mai sunt și alte note în parfum, vanilie, avem labdanum, avem și balsam tolu, deci este și rășinos, și balsamic, vanilat, ușor lemnos, avem și note de lemn uscat, avem și note florale, deci este un parfum care va prinde pe foarte multe persoane dacă apreciază genul de parfumuri orientale, fructate, semigurmande și în același timp potente, pentru că acest parfum performează, iese din grafic, ca să zic așa, și chiar este o încântare să-l simți pe întreaga perioadă a zilei, dacă ești pasionat de combinațiile acestea fructat-florale. Deci, Osmantus sau Absolut d'Osmant, creat în 2016, parfumier este Jean-Michel Santorini, un parfumier care mie nu spune nimic, adică n-am mai avut de-a face cu creațiile lui, ca de altfel și cu creațiile casei Paris Monte Carlo. Cred că e primul parfum cu care mă întâlnesc, dar am mai testat când am fost în parfumerie anumite parfumuri de la ei. Nu pot să spun că am avut un șoc olfactiv să spun, wow, n-am mai întâlnit așa ceva. Sunt parfumuri bune cu siguranță, dar am așa o vagă impresie că rețetele lor sunt în același tipar cu rețetele altor case, dar acum depinde de gustul. Poate te regăsești mai mult într-un parfum de la Paris Monte Carlo sau în parfumuri care tratează același subiect. Rămâne ca fiecare să decidă. Ok, haideți să mă întorc la parfum. Am apucat să port parfumul ăsta cred că de vreo 3 ori. Este un parfum care consider că prinde foarte bine pe cineva de gen feminin, într-o măsură mult mai mare decât pe cineva de gen masculin. Parfumul este clasificat unui sex, deci este dedicat ambelor genuri, însă fiecare va trebui să îl poarte o perioadă să vadă în ce măsură se potrivește acest parfum cu temperamentul lui sau cu genul lui de a purta parfumuri. Dar așa cum îl simt, eu îl văd mult mai pretabil pentru cineva de gen feminin. Ok, am aplicat pe mână, cred că acum vreo 2 ore, parfumul miroase într-o tentă ușor pudrată, simt și ceva ușor indolic de la iasomie. Miroase, pot să-i spun, într-o tentă orientală clasică, ușor indolic, pudrat, floral, fructat, deci ceea ce găsești în foarte multe parfumuri orientale găsesc și în acest parfum. Cred că se aseamănă foarte mult acest tipar olfactiv cu ceea ce întâlnesc, de exemplu, la Casa Martin Michalef la anumite parfumuri. Deci, dacă ai testat Martin Michalef și vei testa și Paris Monte Carlo cu acest Absolut d'Osmant, vei regăsi poate cam același vibe din punctul de vedere al calității și compoziției parfumului. Deci pudrat, ușor indolic, fructat, nu se simt balsamurile, nu se simt rășinile în acest stadiu și totuși am aplicat de aproximativ 2-3 ore, deci ar fi trebuit să iasă la iveală și aceste note rășinoase. Nu. Deci floral, fructat, cu o tentă pudrată, ușor indolic. Haideți să aplic și pe stripul de hârtie. Apropo, parfumul este, pot să-l compar mai degrabă cu un parfum semiliniar, deci nu este perfect plat, nu miroase pe întreaga durată de viața lui la fel, dar există niște evoluții acolo, însă păstrând oarecum un nucleu care îl poți percepe pe întreaga durată de viață, respectiv notele fructate,
Pruna din deschidere începe să devină difuză pe parcurs ce parfumul înaintează în timp, astfel că la un moment dat va rămâne o notă de osmantus, ușor pudrat, floral, asezonat de această tendință ușor indolică pe care o simt cel puțin la 3 ore. Haideți să aplic să vă spun și ceea ce se simte în deschidere, pentru că deschiderea este mult mai, hai să-i spun, mai clară. Percep notele mult mai bine comparativ cu fazele ulterioare. Deci în deschidere simt nota de osmantus, dar care este ușor diminuată. Se simt în special pe stripul de hârtie în deschidere, în special labdanumul, deci are o tendință întunecată, ambrată și ușor fermentat. Am așa o senzație de fermentat alcoolic, combinația de osmantus cu nota de prună și bineînțeles se simte nota de labdanum. Este mult mai lemnos și mult mai solid în deschidere comparativ cu faza de tranziție când începe să devină mai pudrat, respectiv faza finală când se așează într-o tentă floral, fructat, indolică. Deci deschiderea este mult mai ambrat, hai să-i zic lemnoasă, că e mai o tentă solidă ca senzație. Și în același timp simt și ceva condimentat în parfum. Dar cu siguranță că vine dinspre un mix de esențe lemnoase, foarte exotice, lemnul de santal de asemenea. Foarte frumoasă deschiderea, pe piele miroase de asemenea într-o tendință mai fructată, căci pe piele în deschidere simt foarte bine nota de prună, iar după aceea parfumul începe să se metamorfozeze, se duce într-o zonă ușor pudrat, ușor indolic, floral, fructat, foarte frumos și foarte atrăgător pentru cineva care apreciază genul. Este un parfum care se pretează foarte bine pentru perioadele cu temperatură temperată. Toamnă și primăvară îl văd cel mai potrivit. De asemenea, îl văd foarte potrivit pe perioada iernii, dacă lucrez la interior la o temperatură constantă sau dacă iarna sunt temperaturi mai acceptabile. Aici mă refer undeva unde temperaturile sunt un 5-0 grade, cam acolo ar fi foarte potrivit acest parfum. Și de asemenea vara, când sunt seri mai reci din punct de vedere termic. Este un parfum unisex așa cum este clasificat, dar cu o tendință mai feminină. Deci pe o femeie genul acesta de parfum consider că va prinde mult mai bine comparativ cu un bărbat, dar și un bărbat ar putea să-l poarte dacă se regăsește în genul acesta de amprentă olfactivă. Un parfum de tip casual elegant, semi-formal și formal, deci poate fi purtat în foarte multe situații la o ținută de principiu cât mai elegantă. Merge purtat și la o ținută top business, deci la o ținută foarte formală, dar nu m-aș duce cu el în situații foarte conservatoare și sobre. Dar dacă mergeți în întâlniri de afaceri, întâlniri formale, ședințe, mergeți seara la un concert, la operă sau la teatru sau ieșiți seara în oraș, acest parfum miroase impecabil. Este un parfum care vine într-o singură cantitate din ce am văzut pe site-ul celor de la Perin Monte Carlo. Este în concentrație extract de parfum, așa cum am spus. Un singur volum, 50 de mililitri, cu un preț care se duce la 250 de euro. Deci, comparativ cu varianta apă de parfum, care am văzut că se învârte în jurul la 150 de euro, poate spun un preț greșit, dar știu că varianta de parfum este mult mai, apă de parfum este mult mai ieftină comparativ cu extractul de parfum. Dacă este să fac o recomandare, înainte de toate, eu recomand în a fi testat. Este un parfum frumos, general vorbind, adică e un parfum care cu siguranță miroase bine, cu siguranță nu este pentru oricine, de aceea recomand înainte de toate a fi testat, a fi purtat, pentru că parfumul, nefiind liniar, suferă niște transformări, iar funcție și de chimia pielii fiecăruia, aceste transformări s-ar putea să fie diferite de la caz la caz. Deci recomandarea mea este, în primul rând, testați-l. De asemenea, este un parfum care, pentru pasionații notei de osmantus, merită testat. Eu am mai recenzat două parfumuri, unul de la Acqua di Parma, iar celălalt de la The Different Company pe note de osmantus. Consider că acesta, fiind complimentat și îmbogățit de nota de prună, se duce într-o direcție diferită, nefiind liniar, de asemenea se transformă, astfel încât îl consider un parfum foarte relevant pentru cei care apreciază această notă în parfumerie și, ca atare, recomandarea mea este să-l încercați. Din punctul de vedere al performanței, așa cum am spus, are o performanță foarte, foarte bună. Experimentez constant, peste 12 ore longevitate, o proiecție foarte bună pentru aproximativ 5-6 ore, ceea ce este excepțional pentru genul acesta de parfum. Deci cei care căutați parfumuri care să stea pe voi cât mai mult timp, de preferat până a doua zi, acesta e genul de parfum care va întruni mare parte din aceste condiții. Deci performanță foarte bună,
Mirosul, așa cum am spus, foarte plăcut dacă ești genul, iar încercând să trag și o linie și să dau și o notă pentru acest parfum, consider acest parfum de nota 9. Nu este unic din punctul de vedere al mirosului, cu siguranță că sunt elemente noi care sunt adăugate în parfum și pot să dea sau să facă diferența între el și altele, dar nu este nimic revoluționar din punctul meu de vedere. Este doar un osmantus foarte bine făcut și se adresează unui segment care este nișat pe genul acesta de compoziție floral orientală, ușor gurmandă sau mai mult gurmandă, depinde cum îl percepe fiecare. Deci nota 9 din punctul meu de vedere, recomandarea mea este să-l încercați, să vedeți ce este cu acest parfum, să vă îmbogățiți un pic arhiva de efecte olfactive din parfumerie. Iar acestea fiind spuse, am să pun capăt acestui clip aici. Ca întotdeauna mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu voi. Sper că v-am furnizat câteva informații care să vă îndrume și să testați eventual acest parfum. Îmi iau la revedere, vă salut pe toți și până data viitoare să ne auzim cu bine!